Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 8, Pătrea Rece, frumos. Și înainte să începem vreau să strângeți noi acolo câte like doriți voi. Chiar dacă nu prea contează că eu acum o să primez așa pe voi că știu că vă place. Bun, să vă mulțumesc că canalul a făcut deja. Să strângem acolo și noi mulți abonați. Eu vreau mulți abonați. Și să vedem ce am făcut în episodul trecut. Deci în episodul trecut, dacă nu mă șel, ne-am dus, am minat puțin. Asta, am găsit niște chestii prin jungle, pe aici, da, deci am luat teleportation-ul ăla. Am bătut un boss, da. Am explorat City Skyliner. Sky Island, nu City Skyliner. Sky Island și avem aici un Sky Lake. Să zic ce misiune, oare să facem și noi chestia asta și odată. Așa, și asta e ce misiune dă domnul pescar, angelul nostru, care se numește Body sau Bobby. Așa. Și n-are ce misiune, pentru că am făcut-o. Da, am făcut-o. Bun, ok. Hai să... Deci, momela va fi în felul ăsta, va fi Enchanted Snake ăsta, nu știu ce. Râmele astea ale noastre, fishing rod-ul ăsta nu mai avem nevoie de el. Hai să aranjez toate chestiile de jos și revin imediat. Bun, acum că am aranjat tot inventarul, vreau în episodul ăsta să facem frontor. Să mai bătem o dată boss-ul de aici, da. Și să încercăm să, cum să zic, să explorăm și partea asta de aici. Și o să vreau să mergem și puțin în... zona de lavă, să zic așa. Așa că hai să ne avem, hai să ne ce poțin avem noi în inventar. Tu, domnule. Hai să ne ce poțin. Deci, potion. Da. Hai să facem un puțin de iron skin. Să avem, oricum. Putem să facem, deci un dendalion. Unde ăsta? Parcă să zic. Un iron. Parcă așa era, băieți, nu știu, nu mai sunt, nu mai le-am, da, nu e așa. Ok, atunci, hai să mergem până la, uite la asta, am luat la Kyle, zi, nu știu, deci cu asta faci, regen, ok, regen, nu știu, un bot, da, foarte deștept, da, foarte deștept. Bun, avem nevoie la material, nu? Parcă da, la material. Bun, hai să lăsăm 4 și restul să le umple cu apă. Bun, să ne arate aici, muntele aici, le umplem pe toate. Bun, și... Hai, pur fără stați, ok. Și hai să vedem. Acum ar trebui să putem, nu? Ok, hai facem și unde sta și hai să ne facem și un regen, nu avem nevoie. Aici la seed, bam. Asta e puțin destul de bun, hai să punem un piggy bank. Am pe aici. Asta se pun la arme, nu e o armă, dar o punem la arme. Așa, și ar trebui să fie tot ok, să punem și minerarele astea două, bam. Și hai să mergem cu băieți. Mergem până în partea cealaltă, să facem și noapte. Ok. Și sper că am văzut și Goblin Army-ul. Cred că da. Nu mai țin minte, băieți. Bine, nu mai țin minte că te n-a făcut destul de multe locuri. Și da. Bun, gen episodul a ieșit 36 de minute, cred că. Bine, la voi, la mine a ieșit pe și ceva. Dar e ok. Bun. Ajungem acolo și vedem ce putem să facem la boss. Deși, chiar mai meteorite. Da, hai să minăm și meteorit. Deci, ajungem acolo.
Deci ajungem acolo la să batem boss-ul și avem nevoie de slime de asta. După aia mergem, facem un pic X pentru că să ne dea niște esență, mi se pare, da, ar trebui să ne dea niște esență. Facem pickaxe și minăm, am putea să minăm Hellstone, de care o să avem nevoie noi, dar să ne băgăm deja la alea. Putea. Ok, am venit și aici și aparent am găsit acest Virgil Danimo. Danimo, nu pot să cred că îl cheamă Danimo. Ok, shop are destul de multe de chestii interesante și cred că o să ne ocupăm de chestiile astea în episodul de azi, așa că Danimo, nu știu ce să-ți fac, dar nu mori, atât tot. Nu mori. Ok. Bun. Și ne-a picat. Ok, aceeași chestie. Mai bună decât a noastră. Millispeed. Mult mai speed. Ne, cred că Millispeed interesează mai mult. Da. Bun, mai încă una aici. Bun. Iar. Asta nici nu pică. Nimic. Pasta. Bun. Și vreau să fugim repede. Apăsăm pe B. Să plecăm repede. Ok, am ieșit, ok. Asta vreau să fac. Știu cum reușesc acum să prind niște hituri acum, acolo sus. Sunt destul de mulți. Dar încerc să-i numeresc pe toți. Ok, mai luat încă unul. Oh, shit. Da, n-am intrat, mă. Bun. Ok. Bine că n-am apucat animul ăsta. Și ia să vedem. Deci ne-a dat 40. Și aici ne-a dat un spear, ok. Deci 40. Doar 40. Dacă e ok, să e prea puțin. Ia să mai mergem puțin pe aici. Bun, acum că am făcut rost de niște crimite ori de ăsta și tinsul sample ăsta, în cea dat aici apăsă clicker pe el și îi dăm Eternia Crystal și îi dă Defend Metal 5. Unde ce aici? Mica, bun. Ne luăm The Magic Mirror. Mirror. Și hai să vedem, ăsta s-a pus și el pe undeva aici sau nu are loc? Nu are loc. Poate să ne punem să mai facem o casă. Ceea ce nu e o chestie, e un lucru nașpa, doar că nu știu unde să-l facem. Și cred că din cauza asta nu o să putem să facem ce cred eu astăzi. Ok, hai să facem cremite de asta. Cream night, nu știu cum să zice de la masă. Bun. Dăm asta frumos, increase damage. Bun, și avem toată armura de Crimson. Și vreau să facem și pickaxe. Nu știu dacă am făcut episodul trecut, dar eu nu l-am ieșit. Și apare de Godly, e bine. Așa, și lăsăm asta aici, să dăm una bam. Și partea asta un bam. Și astea să le vindem. Dacă nu sunt bune, bam, un gold out. Și asta, 2 gold. Asta se vine. Mâncăm, hai să mânc. Bun, așa. Hai să vedem, hai să mergem jos, exact. Mergem jos. De tot. Oh, acum că am ajuns aici, ne va interesa pe noi să luăm floricele astea aici, nu ne le dă. Nu-i pe noi, pentru că noi avem treabă cu
cu minerai, o să zice, care este foarte interesat și ne dă foc în din... Ok, deci hai să luăm. Hellstone se numește. Este un minerou care ne va ajuta extrem de mult. Cu armura din Hellstone vă bate ultimul boss din Prim Hard Mode, așa că... Hai să vedem dacă putem să facem rost de ea destul de ușor. Bun, am cam făcut de rost de atât. Dar eu nu sunt mulțumit, pentru că mie îmi trebuie mai mult. Mult, mai mult, așa că hai să vedem ce e pe aici. Hai să încercăm să luăm și pe asta aici. Nașpa la chestia asta era atunci când... Să stupăm. Atunci când iei Hearthstone-ul, apare lavă. Și stă nașpa. Ok. Bun. Bun, hai să vedem. Aici o să trească să găsim un... Oh, nu! Ok. Bă, da, omorez. O dau de mici. Trebuie să găsim... Să încercăm să luăm și pe ăsta aici. Trebuie să găsim un Hellforge. Adică ăla acolo. Bun. Încerc să iau cât de mult pot eu. Dar fără să mor. Bun. Văd că avem... Ok, avem perfect un fire sur ăsta. Hai să-l omorăm. Bun. Și o să merge acasă să... Oh, nu, că e la... Uite un demon, ok. De la demonul ăsta avem nevoie de carte lui. Prin care poate să facă și aceeași chestie. Dacă ne-ar da, ar fi foarte frumos din partea lui, dar acum nu știu dacă vrea să ne dea. Și văd că avem noroc de mulți demoni pe aici. Ok. Nu, no, n-a dat, ok. Asta este. Bun. Dacă le pică cartea, o să putem să batem încă un boss, pentru că e foarte puternică cartea. Dă vreo 40 atac în mage damage, pentru că e magic și pentru să avem nevoie de mana. Doar că noi nu avem mana destul de mare. Avem 140 și 140 pentru că ne dă, mi se pare, sau? Nu, ne dă tea. Da, avem 240. Da, nu știu, zic că e ok. 240. Adică nu prea m-am dus după stele. Așa că zic că e ok. Bun, hai să vedem. Aici jos, ce mai pe aici. Hai să nu știu pe asta. V-am spus, o să încerc să iau cât pot de mult. Ok, ajung de damage. Este foarte important Hellstone-ul ăsta, pentru că ne trebuie destul de mult. Și da. Oh. Nu ne pică cartea, băieți, nu ne pică cartea. Ar cam trebui să ne pice și cartea, că e foarte utilă. Dar, da. Momentan, băieți, n-am dat nimic, adică am spart toate astea, am luat un Hellforge care avea nevoie. Ok, dacă nu încă unul aducea. Îl dimer și eu am tras multe. Pe lângă el. Și încă mai trag. Mă, nimeni și te rog o dată. N-a picat carte. Nu. Ok. Chestura asta o să putem să le scriem când o să facem rost de un Shadow Key. Shadow Key se găsește în dungeon. Și dungeon ca să intrăm trebuie să batem scheletronul, care el se face, se bate cu carte de la demon, pentru că e foarte ușor. Se bate cu carte de la demon, așa că o să trească să farmăm noi ceva aici. Dar momentan hai să mergem sus, să vedem ce am făcut rost noi. Bun, deci am făcut rost de Hell Forge ăsta, da? O să schimbăm, adică gen o să o aruncăm pe ăsta care l-avem aici. Pa, și o să avem pe ăsta. Bun. Și acum vreau să ne apucăm să facem încă o casă, dar hai să facem aici. Hai să vedem. Deci spargem asta aici.
Ah, da chiar dacă tot e așa, hai să luăm psihianul ăsta. Și să facem... Să facem acum, să țin minte. Uite aici, da. Bun. Și putem să facem Hellstone Bar cu unul ăsta și da, ce mai nevoie și de obsidiană, ca să știți. Și deja putem să facem armură și chestii din Hellstone. Dar nu știu să zic câte am, 27, rămâna 20, casca și asta e 15, da? Deci ar veni 30, 45. 45, bă, zic că suntem destul de aproape. Mai trebuie încă 20 de linguri și am minat, nu am minat 5, știi ce? Hai să ne luăm totuși, dar nu, o să las așa pentru că ne dă, uite, set bonus, generate increase life regen, și ne ajutăm. Dar o să luăm o sabie, nu? E bună asta, asta dă 45, e drept, dar... hai să luăm pickaxe-ul. Si, da, hai să luăm pickaxe-ul. Deci... Da, sharp. Gozi, de asta n-avea nevoie de Kotlin. Bun. Hai să punem obsidian și ăsta aici. Bun, și hai să ne ocupăm de casă, am zis. Deci, hai să facem aici. Bam, 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 bam. Bun, și asta înseamnă că avem nevoie de niște... unde erau? La bloc aici, da? Hai să luăm și pe ăsta. Luăm ăsta și lemn că spun că avem, da, avem. Mergem aici la furnace și o să facem grid. Bun. Punem așa și începem să facem drumul spre casă. Bun, și hai să începem să facem casa. Bun, băieți, cam așa arată până acum. N-am făcut de ce nu știu ce, dar am zis să sper să se pun on camera. Adică am făcut structura casei, adică n-a fost ce nu știu ce. Nu. Să spuneți în comentarii dacă vă place. Nu știu, mie, eu zic că arată bine. Am făcut-o, cum se vede, pentru 6 persoane, 6 NPC-uri. Așa că, eu zic că arată bine. Micuță, destul de mare. Acum îi punem background-ul și apoi am pus să pun scaunele și lumină și cam ala a fost. Ne ajunge. Nu știu cum mai ajunge, ar trebui să mai ajungă background-ul ăsta, da, mai ajunge jos, poate o să rămână pro 82. Fuck, 83, pa nu, 82. Ok, ce noroc. Ce noroc, ce random, așa. Chiar am nimic. Bun. Punem lumină, punem scaunele. Bun. Bun. Și acum să vedem. Așa, da, s-a mutat. Bun. Punem scaunul ăsta aici. Scaunul ăsta aici. Scaunul aici. Scaunul aici. Lumina aici. Lumina aici. Lumina aici. Lumina aici. Bun. Și acum o să... hai să mă urc eu în partea asta, dacă vrea să vină. A venit? Hai să mă mai mult. Până nu mai văd nici ăla. Ce este în partea asta, deci nu vreți să vină. Ia. Nu contează oricum, până vine el. Până vine el, vine el, vine el. Mergem acum la... Lasă și vedem ce putem să facem cu floarea asta. Putem să facem Obsidian Skin. Cu Waterfill Obsidian și unde sta. Bun, hai să vedem dacă avem Waterfill. Waterfill, avem unul, perfect. Un Obsidian și un Botul. Botul, bun. Să facem un obsidian skin și să minăm Hellstone. Așa, obsidian skin. Fact. Da. Bun. Altceva. Hai să... Deci, ammo. Bun. Hai să mergem până jos. Ca să minăm Hellstone. Ok, apare a venit dealerul de arme. Nice. Bun, acum că am ajuns aici jos.
Asta este mai ce parte Hearthstone destul de mult. Destul de mult. Dar nu putea să vedem chiar bine așa, așa că mergem. Blood Moon. Nu știu, la nu mă interesează chiar așa mult Blood Moon cât mă interesează să iau Hearthstone. Așa că aici, wow. Ok. Hai să ne băgăm o sinia și hai să ne echipăm și asta. Așa. Și acum putem să ne băgăm peste obsidian. Bun. Și avem nevoie de ceva. De vreo, nu știu, 70 de ori. Nu, ce știu ce. Hai că-l facem destul de rapid, deja avem 20 și bine, deja am început. Efectiv, vedeți că se mișcă caracterul meu, nu se mai mișcă imaginea. Am ajuns jos de tot încât nu se mai mișcă imaginea. Oare dacă nu mergem jos? Unde suntem băieți? Pare nu putem să cădem jos de tot. Da, interesant. Avem, în momentul de față avem 123 și cred că lăsăm așa. Îmi place numărul 123. Și am uitat că avem. Am arătut să de... Da. Păi, hai, să-i razurăm, poate să facem. De fapt... Hai să-mi fac armura, eu n-am treabă cu ei momentan. Deci, facem așa. Luăm tot ăsta și hai să vedem ce ne trebuie. Ne trebuie ăsta. Ăsta. Și buții. Mi-a rămas cu 3 Hearthstone. Nu e nicio problemă. Îl... Dacă mai aici, îl lăsăm aici. Împreună cu obsidia și hai să le arătăm noi la toți. Am 31 defense, fără 39. Ok, am 39 atunci când stau în raza la asta. Vezi, n-am nicio treabă. Come on. Hai să batem pe toți. Adică vedeți și voi că mi-au... Mi-au doar 1 HP. Aproape de la toți, uitați. 1, 1, 4, aia. Bine că dacă tu 4 să-mi strici aici videoclipul. dar armura asta egal nu trebuie, așa că o aruncăm oricum, puteți facem destul de ușor. O aruncăm. Tam. Ok. La Blood Moon e bine să bătem Blood Moon, pentru că poate să ne pice un Money Tooth, care este un piggy bank care putea să îl summonăm oriunde suntem noi și putem să ne ținem item înăuntru. De deci, ați văzut că nu putem să ne ținem doar bani. Și un fel de backpack. Și eu zic că e bun. Ca să folosim asta. Ok. Mamă, 50 de damage. E bun. Mamă. 123! Am zis, azi avem ceva cu 123. Hai mă să strângem și 123 de like-uri acolo. E pe bun. 123. Da, pot să țin și așa și să dau damage și cât dau damage dacă țin așa? Da, 24. Și așa dau pe 40 ceva. Poate cât dă ăsta 46. Și o criticală e de 78, mamă. Ok, that's nice. Bine. Oh, pot să cred. Oh, da. Uite. Vino mă încoa.
Oddici, fungo da niente, questa. Sha, spam. 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 Ok, va bucur, mi piace. Mi piace quindi mortare. Vreau să împice mani tutura, m-a spus. E foarte bun. 142, ma. Oh, am dat, am făcut double kill. Așa din aer. Ok, spam. Bă, chiar e bun ăsta, aparent. N-are el knockback, dar are damage. Și dacă te... Uite ce ai cam de 3 knockback. Adică, cam. Când ai damage-ul ăsta, nu mai stai knockback. Te știu, one tap. Deci ți-ar trebui knockback. Nu, îl deranja pe Kyle. Bun. A, mă, crezi că mi-a picat. Am un biron fa. A, zic. Și tu. Și tu, mă. Aha. Mamă, să fericit, bă, băieți, să fericit. Vă dați seama de să fericit. Când mă bat cu toți așa. Așa. Bun. Stai că să facem o chestie. Ok, facem manechin. Da, ca să facem manechin. Îl punem aici. Sunt aici și îl facem imediat un thumbnail frumos. Care doar cei care se uită până la final, până aici, o să știe că thumbnail a fost luat din videoclip. Bum, bum. Cama. Uf! M-am dat tot și tu ceva distanță, are ceva distanță. Ok, hai că mai puțin să face zi. Bun. A făcut zi, nu ne-a dat mai nitosul, dar nu contează, să fiu sincer. Nu contează. Hai să facem revedere brijor, aici frumos. Manekin, pam, pam, pam. Bun, și hai să facem un thumbnail. Popiem, deci facem așa, popiem camera. Bun, pasăm pe F11 și vrem așa, și pam, și pam. Bun, și acum plec eu ăsta aici și apăs, take, easy, băieți. Da, băieți, dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să rupeți, să strângeți câte, să strângem, vreau, câte like-uri doriți voi, să vă abonați, să cască în spicură, deja, eu am fost Andrei Albait, m-am lăsat, pa, pa.